Vă mulțumim foarte mult că ați dat dovadă de un interes aparte față de comunicatul Platformei de Unitate și Adevăr din această dimineață. Este motivul pentru care am decis să facem acest briefing, pentru a ușura și lucrul presei, dar și pentru a nu lăsa loc de interpretări pe urma acestui comunicat. Am să-l reiterez, întreaga conducere a Platformei Demnitate și Adevăr, președintele, vicepreședinții partidului, și-au anunțat demisia în cadrul Biroului Politic Național. Tot Biroul Politic Național a decis convocarea Congresului Partidului pentru data de 5 septembrie curent, unde urmează a fi aleasă o nouă conducere a Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Această decizie a Biroului Național Politic va fi pusă pe agenda Consiliului Politic Național, care va fi convocat în zilele ce urmează, poate săptămâna viitoare. Iar până la alegerea noi conduceri a partidului, interimatul funcției de președinte al Platformei Demnitate și Adevăr va fi exercitat în mod statutar de către unul din vicepreședinții Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău. Asta este chintesența comunicatului nostru. Vrem să vă spunem că alegerile și demisiile într-un partid sunt un lucru absolut firesc, un lucru normal, când este vorba despre un proces transparent, un proces democratic. Platforma Demnitate și Adevăr ajunsese la finalul, vorbesc aici despre conducerea platformei, da, ajunsese la finalul mandatelor pe care le-au atribuit congresul nostru, ultimul nostru congres, din considerente de natură medicală, dacă vreți, epidemiologică, această situație cu COVID-ul, cunoașteți, noi am amânat congresul pentru mai târziu, au venit mai apoi alegerile, care la fel au făcut ca congresul nostru să fie amânat, și iată că urmare a acestor evenimente e de datoria noastră, a Platformei Demnitate și Adevăr în întregime și a conducerii, să organizăm un nou congres la care vor fi luate decizii cruciale pentru viitorul partidului nostru, pentru, și bineînțeles, tot acolo se vor alege organele de conducere ale partidului, președinte, vicepreședinți, biroul politic, Consiliul Politic Național, comisiile de resort. Așa că îi felicităm încă o dată pe toți cei care au câștigat în aceste alegeri. Vrem să le spunem mulțumesc aparte tuturor celor care au rămas alături de Platforma Demnitate și Adevăr, au rămas fideli cauzei noastre prin votul pe care ni l-au acordat, un vot care ne bucură, care ne onorează, dar ne și responsabilizează la și mai mult, la și mai multe eforturi și, dacă vreți, sacrificii pentru oamenii care merită acest lucru. Cam asta am avut de spus. Am să rog pe colegii mei să mă completeze. Dinu, Alexandru. Foarte succint, stimați cetățeni, onorată presă. Era o decizie absolut firească, o coincis mai multe lucruri și aspectul statutar, întrucât, așa cum s-a pronunțat domnul Andrei Năstase, noi o trecut, am depășit termenul deja și congresul era preconizat la începutul de an și din motive obiective n-am putut să o organizăm și au venit aceste rezultate ale alegerilor și întrucât noi am promovat în cadrul campaniei electorale și este cartela de vizită a platformei, da, apreciată de toată lumea, inclusiv și de oponenții noștri, mă refer aici la echipa platformei, da, era absolut logic că tot această echipă să-și asume colectiv responsabilitatea pentru rezultat, care nu este tocmai îmbucurător pentru noi. Înțelegem de ce, plus minus, înțelegem și formula votului util, dar oricum partidul are nevoie de resetare și până la congres noi o să căutăm cea mai bună soluție, cea mai bună formulă pentru formațiunea. Important să menționăm că în pofida tuturor speculațiilor rămânem echipa unită, unitară, același lucru este și în teritoriu.
Și anume, în așa formulă mai departe, prin democrație internă, prin discuții, prin păstrarea unității, trebuie să găsim cea mai bună formulă pentru viitorul partid. Iată de ce a fost luată această decizie și noi transmitem prin intermediul domniilor voastre și mesaj către tot cetățeni și către echipele noastre care le mulțumim pentru munca depusă și mai departe chemăm pe dânșii să participe în procesul de resetare a partidului, așa cum a fost firesc din 2015, întrucât activitatea noastră era caracterizată din start prin democrație internă, prin discuție și prin spiritul de transparență și spiritul de echipă. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Cea mai mare valoare a Partidul Platforma Demnitate și Adevăr sunt evident oamenii, echipa de excepție. În următoarele luni vom merge și personal în teritoriu să mulțumim echipelor noastre valoroase din teritoriu și vom pregăti evident lucrările Congresului care va pune bazele resetării Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Suntem absolut conștienți că Republica Moldova are nevoie de expertiza echipei noastre, de experiența echipei noastre și vom lucra în continuare să demonstrăm performanță la nivel civic, la nivel local, acolo unde avem echipe bune la conducerea administrațiilor publice locale. Fiți alături de noi. Ne bucură foarte mult mesajele de susținere și încurajatoare care vin tot mai mult în ultima perioadă. Vom munci foarte mult ca să demonstrăm performanță oriunde nu ne-am aflat, fie cum am demonstrat performanță ca partid parlamentar, acum vom demonstra performanță și ca partid extraparlamentar și ne vom axa acolo unde putem aduce o contribuție frumoasă, o contribuție bună pentru Republica Moldova. Asta a fost scopul venirii noastre în politică. Încă o dată mulțumesc tuturor echipelor Platformei Demnitate și Adevăr de la nord la sud, de la vest la est, tuturor cetățenilor care și-au dat votul în pofida greutăților prin care am trecut în ultima perioadă. Felicit partenerii noștri din Partidul Acțiunii și Solidaritate, iar noi vom demonstra performanță în continuare ca partid extraparlamentar. Mulțumesc mult și deja urmează lucrările Congresului, lucrările echipei noastre, absolut în mod normal, statutar, pentru a merge înainte. Mersi mult! Atunci dau ștacheta lui Dinu Plângău ca să pregătească foarte bine, foarte bine Congresul. Și noi suntem încrezători că vom face performanțe pe care unii nu le-au făcut. Să știți că, numai o secundă, Dinu, vreau să îi transmit. Mulți deja au început să arunce țărnă peste noi. N-am murit încă. Ia uitați-vă la el. Ia uitați-vă la Alexandru Slusar. Ia uitați-vă la Igor Munteanu, la Kiril Moțpan, la această minunată echipă care n-a murit în stradă de loviturile lui Plahotniu, n-a murit în Parlament de înjunghieturile lui Dodon, n-a murit în această campanie în care s-a bătut cu acest usată și l-a lăsat pe din afară. Ca să fie clar tuturor, Republica Moldova are astăzi un președinte datorită acestor oameni. Republica Moldova are astăzi o majoritate pro-europeană, în mare parte datorită Platformei Demnitate și Adevăr. Noi am făcut, nimeni altcineva, noi în această campanie am făcut ca în Parlamentul țării să nu ajungă o majoritate toxică din Șor, din Dodon, din Usatăi. Așa că îi felicit pe toți colegii mei din platforma, da, le mulțumesc sincer, până la pământ le mulțumesc pentru faptul că au păstrat de-a lungul timpului unitatea, în ciuda tuturor loviturilor pe care le-am primit cu toții, și mai ales eu, mă bucur foarte mult că au fost alături de mine în momentul în care mi-am asumat rezultatele celor două scrutine și au spus că este o decizie și este o decizie asumată colectiv. Și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor celor, fiecărui vot care a fost dat pentru Platforma Demnitate și Adevăr. Fiecare vot în parte, toți cei care în momentul de față ne priviți, o să ne priviți de seară la televizor, vreau să vă mulțumesc în nume personal și în numele celor din Platforma Demnitate și Adevăr pentru fidelitatea cu care ați rămas alături de o cauză, de o cauză nobilă. Ia, și această cauză se cheamă țara în care noi cu toții vrem să trăim. Vreau să vă spun că ceea ce nu ne omoară ne face și mai puternici. Această echipă va rămâne unită și în continuare, indiferent ce decizii vor fi luate la Congresul din 5 septembrie,
Pentru că cheză și ea succesului nostru în lupta cu Plahotniuc, în lupta cu Dodon, în lupta cu Usatăi, cu Șor și cu toți bandiții acestei țări, a fost unitatea echipei Platforma Demnitate și Adevăr. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări, vă rog să ne puneți. Dacă nu... Georgeta Galan de la Publica TV. Spuneți-ne, vă rog frumos, dacă ați reușit să vorbiți cu cei din Platforma Acțiune și Solidaritate, vreo funcție în guvern, totuși, cu experiența dumneavoastră? Vedeți, preocupările unora sunt funcțiile, preocupările noastre sunt țara. Ceea ce ne preocupă pe noi în momentul de față este ca Platforma Demnitate și Adevăr să fie și mai consolidată, consolidată la nivelul conducerii actuale, care, iată, face niște eforturi democratice de a consolida partidul la următorul congres. Ne dorim ca alături de noi să vină tot mai multă și mai multă lume bună din teritoriu și din diasporă, indiferent ce opțiuni politice au avut până acum. Iată, conștientizarea faptului că acești oameni au fost cei mai buni în Parlamentul Republicii Moldova și pot da în continuare rezultate, pot livra rezultate bune pentru țară, este un lucru extraordinar. Această conștientizare despre care vă vorbesc este manifestată și pe Facebook, și pe rețele, alte rețele de socializare, și la telefoane. Toată lumea primește și spune, domnule, mă regretăm. Unii dintre oamenii noștri spun, domnule, dar nici n-am știut că nu sunteți la PAS. Noi am văzut la PAS? Da, nu. Nici nu știam că nu sunteți la PAS. Ei votau, spre exemplu, o parte din ei au votat cu PAS pentru că au crezut că noi suntem acolo. Ieri o polițistă îmi spuneau colegii mei afară. Dar nu despre asta este vorba. Alegerile, așa cum spunea cineva, au fost câștigate de învingători înainte de desfășurarea acestora. Și asta fără să facă o campanie specială, să cunoaște acest lucru, promovând doar emoția anti-PSRM. Promisiunile electorale, indiferent ce partid le-a făcut, au fost considerate de mare parte din alegători minciuni sau foarte probabil irealizabile sau irealizabile. Iată, motivația votului rămâne preponderent încărcat negativ și cel mult un vot util atârnat de o firavă speranță. Închei citatul aici, nu-l duc mai departe, vă trimit să-l găsesc pe Facebook, pentru că nu mi-aparține mie, aparține unui specialist în materie de sociologie și care, pe finalul acestei campanii, a recunoscut că nu a existat o echipă mai frumoasă decât cea a Platformei Demnitate și Adevăr, s-a oprit la primii 10. Și așa este. Dar totuși, mizați pe o funcție în nou guvern? Ați discutat în partid? Mizăm pe, noi, cu toții, în platforma, da, mizăm pe vremuri bune. Mizăm pe niște vremuri bune în care fiecare cetățean al Republicii Moldova se va regăsi. Se va regăsi lângă familia lui, lângă la un job bine plătit, cu o pensie mai bună, cu justiție corectă. Iar noi, indiferent unde vom fi, vom pune umărul la mișcarea în fața Republicii Moldova. Alături de oricine care va avea același deziderat ca și noi, același obiectiv ca și noi. Nu am umblat acum cu împărțeala de funcții. Eu cred că dumneavoastră cunoașteți că platforma DA a fost în două rânduri gata să preia guvernarea în Republica Moldova. De fiecare dată a avut o garnitură jumătate, două, de oameni care puteau să preia guvernarea. Asta este platforma, da. Dar spun, suntem dispuși să punem umărul la propășirea și denuirea Republicii Moldova. Oamenii platformei, da, vor fi... Oamenii platformei, da, din echipa pe care o cunoașteți, vor fi buni în orice ipostază. Astăzi vorbim din ipostaza de membri a unui partid extraparlamentar și întrebarea, evident, este irelevantă până la validarea mandatelor noilor deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Astăzi, conferința de presă este axată pe un subiect ce vizează platforma, da, ca partid. Am anunțat niște decizii importante. Vrem să transmitem mesaje încurajatoare către simpatizanții și membrii partidului care se află acum în teritoriu și urmează să mergem acolo în teritoriu să discutăm cu colegii noștri, care, la fel ca și noi, demonstrează performanță la nivel local. Aici, mai mult nu cred că este nevoie de răspuns. Și am văzut un apel din partea colegilor de la PAS către oamenii care vor să participe la actul guvernării, să apeleze la ei, dacă foștii colegi de bloc apelează la dumneavoastră și vă propun niște funcții Noi vorbim cu v-am spus, este irelevantă această întrebare în condițiile în care încă nu au fost validate mandatele, nu au fost efectuate anumite proceduri, constituirea
organelor de lucru a Parlamentului și așa mai departe. Deci, conferința de astăzi are un alt subiect. Iar ce ține de oamenii valoroși, evident, trebuie să bați la ușa lor pentru a-i convinge să lucreze într-o instituție de stat la un salariu nu tare mare, oriunde ei nu s-ar afla. Dar iată, nici asta nu i-a speriat nici pe Slusar, nici pe Dinu Tungăl, nici pe Igor Munteanu să facă proiecte bune pentru țară. Așa că, în continuare, suntem la datorie. Suntem în serviciul cetățeanului, indiferent de postura pe care o vom avea. Mulțumim. Mai avem o întrebare, dacă nu vă supărați. În ultima perioadă, pe rețelele de socializare, au apărut comentarii în care oamenii spuneau că dacă dumneavoastră, domnul Năstase, ați fi plecat înainte de alegeri, poate că ați fi primit mai multe voturi din partea cetățenilor. Cum comentați dumneavoastră? Ce dacă spune? Și cu parcă se plimbau cu barca. Avem niște rezultate, avem rezultatele în prezidențiale, le avem rezultatele de aici. Ceea ce este cert că cartea de vizită a Platformei de Demnitate și Adevăr este această echipă minunată din care eu fac parte. Mulțumesc. Și în aceste alegeri parlamentare, Platforma a mers cu mesajul echipei. Echipa contează, anume din aceste considerente, întreaga conducere a partidului și-a anunțat demisia, președinte, vicepreședinții partidului. Este o responsabilitate colectivă și spre deosebire de multe alte partide, la noi chiar contează echipa, deciziile se iau în unanimitate, în mod democratic și așa mai departe. Dar pentru că am fost ghizat, stimate domnișoară, am rugămit și eu la dumneavoastră. Puteți să-mi spuneți cine făceau aceste comentarii? Dacă nu spuneți dumneavoastră, vă spun eu. Oponenții noștri. Oponenții noștri și ei au atacat în permanență liderul. Cine a fost mai atacat din 2010 încoace? Eu am fost atacat și mă atacă și acum. Treceți pe rețelele de socializare, intrați la mine pe pagină și veți vedea același lucru. Sunt onorat să fiu împroșcat eu dacă piatra care îmi vine spre mine nu va lovi un coleg de-a meu. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumim. Dar cum să nu? Bineînțeles că am văzut. Iată, tocmai și cei de la Cotidian sunt iritați de întrebarea dumneavoastră, dar eu ascult, doamnă. Da, spuneți. Până la data de 5 septembrie, preocuparea noastră a tuturor este resetarea întregului partid. Ceea ce contează cel mai mult este consolidarea partidului la nivel local și la nivelul celor care au ajuns în Parlament, care au ajuns în consiliile municipale, în consiliile locale. Asta este ceea ce ne preocupă în momentul de față. Iar competiția pentru funcția de președinte este una deschisă, este una transparentă. Oricine poate candida și participa la acest exercițiu. Și totuși există iubire și totuși există blestem. Dau lumii de știre, iubesc, am curaj și mă tem. Mulțumesc frumos! Cine credeți că e cel mai potrivit pentru această funcție? De lider al partidului? Eu! Oricine din această minunată echipă a Platformei, da, poate să facă față și funcții de președinte a partidului, și funcții de președinte a țării, și funcții de președinte a Parlamentului, și premier. Dumneavoastră, nu știu de ce puneți accentul pe funcție. Noi punem accentul pe echipă, și mai mult ca atât. Noi, eu special am menționat lucrul că noi căutăm formula resetării. Și orice decizie referitor la echipă, la funcția de președinte, vicepreședinte, va fi luată în funcție de formula resetării. Care formula o să fie cea mai potrivită, de această formulă pornim și cu funcțiile. Dar la noi, Moldova, e țara voșdismului, nu știu de ce. Tot timpul se începe cu... Dar cine o să fie cu ștampilă? Asta e o chestie. Și asta e mare problemă pentru Republica Moldova. Iată un comentariu pe care l-am găsit astăzi. La același domn pe care l-am citat ceva mai înainte, vorbea despre liderii care nu se pot despărți de ștampilă. Haideți să vă spun ceva. Câți ani am de când? 6 ani luat președinția? 5 ani și o leagă. Niciodată n-am avut ca ștampilă cu mine. Nu m-a interesat. Așa că să fiți sănătoși și dumneavoastră și cei apropiați. Dacă mai sunt întrebări, Cotidian, mai aveți întrebări? Nu. Mulțumesc frumos. Când ați pierdut alegerile locale. Sănătate! Păi,